Salut, bă! Bine v-am regăsit la un nou episod de Adept pe Healer! Astăzi am început episodul și primul meci, desigur, cu The Hilly Billy. Pentru că am zis, bă, dacă tot am prima listă făcută, de fapt aproape, că mai trebuia doar pe Billy. Așa că asta am făcut, l-am făcut pe Billy și porcurile sunt în felul următor. Lightborn, mie când un băiat încearcă să-mi dea flashlight save sau să-mi dea ăsta flashlight când sparg o paletă sau îmi dă stun, ceva de genul și vrea să-mi dea flashlight, nu-mi dă, pe lângă asta, eu îi văd aura timp de 10 secunde după. Apoi, Enduring, eu când primesc stun la un palete, îmi reduce stun-ul cu 50%. Al treilea perk, Tinker, este când un generator ajunge la 7% cap progress, eu devin undetectable pentru 16 secunde. Așa că, haideți să vedem cum a decurs match-ul. Un snipe foarte frumos, spoiler, atenție, un snipe foarte frumos, părerea mea. Hai, vă las cu match-ul. Nici nu știu dacă e să mă bucur la mapa asta sau nu, dar hai să vedem ce o fi. Snipe, man! What the fuck? No, please, no! A, de fapt, stai că eu am light one, nu? Ăsta are light one. Da, ăsta are light one, let's go! Nice. Ești tu de meci, adevărat. Ha, fii supărat pe viață că te-am nimerit așa și ești de meci. Ești de meci. Ești, bă, de meci. Vreau, bă, să ieși mie de meci, să câștig și eu meciul ăsta, ha? Pule, cominte, mă prefac că n-aș avea, că oricum n-a nimerit acolo, așa că e ok. Avea unghiul destul de prost, a fost cel mai bine. Ok, așa. Tot ce cauți mai aici? Vrei și tu să te bagi în seamă, a? Păpule, ce cauți? Ești rănit, de ce stai lângă mine? Vrei să ieși repede de meci, adevărat, zi? Zi, dă nu! Ești de te dracolo, e atunci. Mă, dacă nu clic cumva pe aici? Da, vreau să mă pun apă la foc, să-l omor pe ăla. Dacă l-au de 100% se duce. Am zis, bă, că l-au de 100% se duce. Ăsta are made for this. Nice, good gamer. Tava, tu nu ai și tu frica puțin? Mi-a dat T-Bag, bă, nebună! Doamne, dar toată lumea are... Nu știi fata mea de unde vii, a? Nu prea știi, a? Păcat! Ia hai un hook, oricum, te credeai bună. O, lasă o healezi. Parcă mi-a dat T-Bag, fii al dracului. Praxila, dacă l-aș mai da, dar oricum ăștia... Ăsta e full generatoare, bă, ăștia sunt full, n-au și eu frică de generatoarele astea. Bravo, Foiu! Excelent ai jucat! Primezi la mine în echipă! Aaaa!
Da, mă, te sun eu cu detardul ăsta puternic, rău, dar tot dezvoltat. Unde-i, frate? Unde-i? Hai că tu o vezi. Arată-mi și mie, impostorul. Aha! Aha! Impostorul! Vino cu acea să-mi fac și eu adeptul, frate! Vino cu acea! Cred cum ești un copil! Cacat! Chiar! Apuc? Chiar apuc! Nice! Aia e, fraților! Păi da! Ha, frate, dă șans! Aia e! Hai, mai ai o șansă! Opa, stai că nu ți-ai dat-o! Hai că la acolo stă! Stai tu liniștit, apoiule! Felicitări! Cheia spre victorie! Cheia spre victorie, bă! Cu băieții ăștia puternici, dezvoltați! Oh, și-am crezut că o să pierd meciul ăsta sau mă piși pe el. Așa, așa se întâmplă. Astea care dau instant un player pe jos, să pierd, astea să pierd cel mai bine. Dureroase meciuri. Astea sunt. Adept Hillbilly. E.G. man. În al doilea meci am zis să facem cu artista, pentru că o să dureze destul de mult, părerea mea, cu ciorile astea să faci ceva. Plus că, na, e după M1 Killer și M2-ul lui, ciorile astea eu cam o bătaie de joc. Părerea mea, o să fie dificil. Asta zic înainte să fie jucat vreun meci. Acum eu știu ce să zic. În fine, nu uitați să apăsați, fraților, butonul de like. Și hai să vă zic și ce fac parcurile dânsei sau trânsei sau ciorogâr la asta, eu știu ce dracu e. În fine, primul ei perk este hook, un hook care se numește Scarshook Pain Resonance. Acest hook, înainte, la fiecare băgare în hook, la aceste 4 hook-uri, că sunt 4 hook-uri diferite pe hartă, adică 4 hook-uri sunt în alb. Iar acele hook-uri, mie îmi dădea o notificare când un băiat era la un generator și dacă era băiatul la un generator, îi scădea generatorul cu 25%. Acum, în continuare, scade cu 25%, chiar dacă nu e, dar merge doar o dată la player. Adică în loc să folosim, nu știu, la un player de 3 ori, scărșucul, acum îl folosim doar o dată, o singură dată, prima oară. Dacă a doua oară, când o să fie băgat în hook, nu o să mai pună acest perk. Al doilea perk, când bag toate persoanele de cel puțin o dată în hook, eu o să primesc bloc la toate generatoarele pentru 40 de secunde, iar la obsesie eu o să-i văd aura timp de 6 secunde. Și ultimul perk este un hex pentimento. Acest hex o să reducă viteza de preparat generatoare cu 30%. Al doilea hex o să facă speed-ul mai slow. Al treilea hex o să facă recover speed-ul cu 30% mai greu. Al patrulea hex o să scadă viteza de deschidere a o uși cu 30%. Iar toate cele 5 totemele luate de pe hartă sunt toate totemele blocate de entitate și nu o să poată să fie trase pe dreapta. Așa că hai să vedem ce meciuri avem baftă ca artista. Let's go, man. Ia să vedem ce o să facem în acest match. Iar mapa asta de cacao, dacă știa să zic așa. Hai să vedem unde sunt playerii. Ok, playerii acolo nu, acolo nu. Deci ia să vedem încoace sau acolo sau chiar acolo. Ai da capul meu câte... Dar nu e de ce vin încoace, că n-ar avea cum să fie nimeni acolo, așa că unul aici și unul aici. Let's go. Ia uite-i, ciorile alea s-au dus. Ok. Ok. Să spargem ușa direct, ca să nu ne deranjeze cu ceva. Ce faci cu coana aici? Faci aici tu, generatorul. Hai să mă șciori, le-am pus-o și pe cealaltă fată. Ca să pun mai multe, mai bad. Stăpăm de acest... Mamă, deja s-au dat din gen. Let's go. Și uite și primul down, dacă aș putea să pun aici repede. Uite acolo, uite acolo și uite acolo. Fac. Sper să nu fie nimeni acum aici. Ce faci cu coana? Hai să mergem la scărșuc pentru că oricum odată
putem să le folosim, așa că e numai bine. Hai să vedem, generatorul. Nimeni pe niciun gen, a? Cu coana, ce faci, că m-am spărat și eu? Păi asta fac aici la generatoare, dar... Nu mai știu eu. Ah, shit. Bun. Foarte bine. Hai și apuc. N-am cum să n-apuc acest foc. Acolo, perfect. Sabo player. Ok, hai să te băgăm și pe tine puțin în foc. În acest cărșoc puternic dezvoltat. Când s-au dat până acum două generatoare, jale. E jale. Dar cred că o să ieșim noi cu victorie în acest match, dar... Stai și tu puțin hituită, fata mea. Eu nu înțeleg unde era aia. Sau mă, dacă pot să înțeleg unde era aia. Hai, pot să vin după tine, ce să facem acum. Ah, aproape. Aproape să fiu un hit puternic. Și uite pe asta, hai să o scot repede de match. Să vine cineva să ia hit, n-o să vine nimeni. Tu hit-ul ăsta de la mine. Ia și tu hit-ul ăsta de la mine, Sabo player. Fița dracule. Nice. Asta și dus, ok. Asta nu știu dacă am băgat-o așa că... Ba, cred că am băgat-o odată, dar o bag în scârșul. Poate n-am băgat-o, nu știu. Da, am băgat-o odată. Ok, actually pot să las pe cealaltă pe jos. Bun, și știu și unde e asta. Ah, capul cam... Nice, o pot să bag pe asta în foc, că n-a intrat deloc. Și o să mă duc după cealaltă, că poate am noroc la cer. Și uite chiar acolo, cred că este, că altfel nu mi-a arătat, nu? Și o să mă bazez pe faptul că aia nu iese cu norocul ei. Chiar a ieșit! Haide, bossule, că nu o să mi se pună adeptul dacă moare aia pe jos. Hai mai repede, te rog frumos. Lasă-ți norocul la o parte. Hai, a ieșit. Hai, te rog eu frumos, frate. Hai mai repede. Moare aia, dracu, pe jos. Deci dacă moare aia pe jos, eu nebunesc și nu o găsesc. În cauza ta. Bro, să nu moară pe jos. Hai, ciorile mele, nu se mai aude nimic de ele? A few moments later. Perfect! Mamă, da! Doamne ajut! Holy shit, bă, dă-mi prima, ești nebun? Dă-mi prima! Nu-mi vine a crede, let's go, man. Doamne, că noroc, bine, am și eu, am fost și puțin aici, în principiu, am dat tunnel, dar... Frate, fără să dai un tunnel, văd că nu prea ai șanse pe aici, să mor. Let's go, man, adept artist. E zi pe zi. Let's go. Astăzi ne-am jucat cu clownul, iar parcurile lui clown sunt în felul următor. Primul parc, când un player se healează sau un player healează pe altcineva în teritoriul nostru, adică în terror radiusul nostru, acel skill check când o să apară, acel skill check o să vină cu 50% mai repede decât ar veni în mod normal. Bamboozle mă ajută să sar geamul cu 15% mai repede, iar după ce am sărit eu geamul cu acest parc, acel geam se blochează timp de 16 secunde, sau dacă mă duc să sar alt geam, acel geam se deblochează și
și se blochează ce ăla care am sărit și tot așa. Și ultimul perk, Pop Goes the Weasel. Eu după ce bag o persoană în hook, mă duc, dau damage la un generator, timp de 45 de secunde, am timp să mă să dau într-un generator, iar acel generator care eu să-i dau kick, acel generator scade la progres cu 30% și după scade în mod normal. Așa că hai să vedem și match-ul. Cold Tower, bă, interesantă mapă, puțin noroc și bine norocim. Deci m-a fintat asta. Grima de timp am pierdut cu ea. Trebuia să fie un down foarte ușor acesta, dar mi-a pierdut o grima de timp, pișam așa pe ea. Hai să mă pup pe scaun apoi. O pusesem bine pe scaun. Da. Mamă, prost am venit. Dar bine că nu știam niciun hit, Doamne ajută. Bine măcar că nu știam niciun hit. Că l-am dat teabag. Let's go, man. Mă, dar mi se pare mie să aleargă prea încet. E încă foarte aproape de mine. Ceva, donuri? Eu nu știu. Bă, dar încă n-am prins un generator, bă. Că ăștia sunt numai pe cealaltă parte cu generatoare. Să pot să folosesc și eu Pablo Wizard-ul ăsta în cineva. Efectiv, n-am avut în cine. Era trei persoane, n-am văzut un generator să fie început lângă mine. Uite pe asta, dă numai T-back. O, tempul ăla, că dacă vin după tine, te omor în 2 secunde. Dacă de terminat ești. Hai că Elena asta oricum nu o să facă nimic, că văd că e numai după mine. Bravo, joci bine, nu, că am văzut, e petardă femeia asta la cum joc. Un gen, două genuri, nici nu sunt atins. Numai pe cealaltă parte, bă, efectiv. Numai unde nu sunt eu sunt pus. Ia, e generatorul ăsta. No, acum am timp de pop, fuck. M-am dus eu pe ea. Că nu-i dădeam în ea, era perfect, aveam timp să dau pop. Bă, oricum să dau în acest generator, dar să scadă. Chiar oricum vor să hileze. Uite și cât de pâncele aruncă. Vezi că le aruncă. Am pus niște adonuri foarte prost în seamă. Dacă aș ajunge până acolo sus, dar oricum se face genul ăla de sus. Se face 100% genul ăla de sus. Da. Și uite și tu ce copil termina, mă. Dar te iubește, mă, maica ta așa oricum.
Mie mi s-a părut că a luat-o puțin în coace și cred că a ținut W-ul, dar nu știu ce să zic. Bun, așa s-a lăsat de joc, dar ne ajută. Hai, vină încoace, fata mea! Prințesa mea, dă-mi dai teabag în continuu. Hai, prințesa mea! Nu mai dai T-Bag, fută-ți familia în gâră, ia! Ia uite așa, na! Mai dai tot T-Bag, mă! Nu mai dai T-Bag, mă! Ia uite, bă, ce chestie! Te dracu de terminat! Dai tu mie T-Bag vreodată, viața ta! Paraschivă! Unde fugi? Unde fugi? Unde fugi, viața mea? Cu T-Bag-ul tău, ia! Hai să-ți fac aici cunoștință cu cineva. Hook, redusă mentală. Hook, să-ți faci prieteni noi, frate. Dați-vă în kilo, mă, uite ce știu ea cu T-Bag-ul în mine, mă? Hai, mă, pule, cu minte acolo la tine în bancă. Mai dăm T-Bag, mă, mai dăm T-Bag. Că noi suntem buni. Suntem buni! Ia, prinde și tu asta, fata mea, că tot dai T-Bag. It's hard. Ești adept clown. Easy T-Bag. E dracu. Freddy sau The Nightmare, cum îl știe multă lume, remember me. Eu după ce dau damage într-o obsesia mea, eu primesc un token, maximul de token-uri sunt 4, iar aceste token-uri pe mine o să mă ajute la final de game, când toate generatoarele se fac, iar gate-ul se deschide mai greu. Și se deschide între 6 secunde și 24 de secunde dacă am toate token-urile. Al doilea perk, Fire Up, după ce un generator se face, eu primesc 4% din volt speed, din kick gen, din break palete, break orice. Și ultimul perk, Blood Warden, după ce o ușă s-a deschis, eu dacă bag o persoană în hook, timp de 60 de secunde, ieșirea se blochează și nu una, amândouă ieșiri se blochează și nu mai poate să iasă nimeni. Și dacă un survivor este lângă ușă, eu pot să-i văd aura până pleacă de acolo. Așa că, hai să vedem și meciul cu Freddy, fraților. Hai să vedem, mă, dacă în primul meci aproape era să fie făcut challenge cu puțin noroc cu Blood Warden, acum hai să vedem. Hai că asta nu știi că paletele e fake. Sper. Să facem check, nu? Ha, deja pe un gen. Facem, da, frate, fac adept. Era în primul meci, să-l fac și pe ăsta de în prima. Dar mi-a ieșit ultima, mă, era frumos că o blocam cu Blood Warden, era șmecher. Dacă mi-a ieșit. Era chiar șmecher. Că ieșea meciul ăla, era... Ta, asta și la, mă. Made for this, nice. Da, nu mi-am dat seama, de fapt. Ăștia cu aici se șilează toți, dați-vă. Dă-te-n pula mea. Vine ăla să dea și el heal, mă. Uite și el cu o mână de heal acolo. Morți să mă pii.
Am dat 360, fă-te de gură! Hai mă, am dat 360! Să-ți bași pula mea de viață. Prea mult am dat, mă, fia dracu, viața asta. Doamne, uite-te, știu unde mă pune asta să vin. Ai, e bine că am deja doi în hook, e ok. Hai, mă, ăștia doi sunt șituiți. Ce faci, bici? E bine că am deja un mort, nice. Asta deja a plecat pe cealaltă parte, man. Dă-te în pula mea, mă. Dă bă, dă, it's sure, it's fun. Ia mă, na. S-a mai invit o să-mi scoți mie paleții, futu-ți familia în gură s-o fut. Dă-te morți, să tăi stai aici. Bă, e posibil meciul ăsta. Pe-aia doi o să healeze acum, din păcate, dar... Hai. Ce-ai trăpat la Deliverance? Bag repede și mă duc repede la hook-ul ăla, la generatorul ăla. Poți să campezi și pe asta, poți să campezi și generatorul, e perfect. N-am auzit. Nice! Te-n pula, mă! Get the fuck out, bitch! Treci, treci? Hai cu mine, frate! S-a dus sens. Bă, aproape tot ai ce mai. Ce detail puternic am văzut acolo dezvoltat. Și... Adept Nightmare, it's...
is crazy. No, fraților, cam asta a fost cu acest episod. Astăzi doar jumătate de oră de Adept pe Killer. Data viitoare ne revanșăm cu mai multe caractere. Astăzi doar 4. Așa că vă mulțumesc frumos de vizionare. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, un share, un ceva, că m-a ajutat și pe mine foarte mult. Și noi ne auzim desigur pe data viitoare. Pa, bă!